Dragilor, dacă nu știți ce să mai gătiți pentru prânz sau pentru cină, astăzi vin cu o idee foarte ușoară și totodată foarte gustoasă. Este vorba despre o mâncare pregătită la cuptor, într-un mod sănătos, cu varză și alte câteva ingrediente. Rămâneți până la final pentru a vedea rețeta pas cu pas. Avem nevoie de aproximativ 500 de grame de varză proaspătă, pe care o vom toca fideluță. În cazul în care nu doriți să o tocați la cuțit, o puteți răzui sau trece printr-o mandolină. Important este să fie tocată foarte subțire pentru a se găti cât mai repede. După ce am tocat varza, o punem într-un castron mai mare, iar apoi vom răzui și un morcov potrivit. De asemenea și morcovul trebuie să fie răzuit mai subțire. Odată răzuit, îl punem în același castron cu varza și vom toca și jumătate de ardei gras roșu, Prima dată îl tăiem pe jumătate, îi scoatem semințele și partea aceea albă, după care îl vom toca în fâșii subțiri. Mai avem nevoie și de frunzele de la o ceapă verde, pe care le vom toca tot așa mărând. Punem și ceapa în castron cu celelalte legume, după care peste acestea vom adăuga aproximativ un sfert de linguriță de sare, piper măcinat după gust și de asemenea puțin oregano și mărar uscat. Dacă aveți mărar verde, puteți să-l folosiți foarte bine pentru că va da o aromă și mai plăcută ingredientelor. Amestecăm foarte bine, după care vom da acest castron deoparte și în alt castron vom sparge 4 ouă, peste care vom adăuga un praf de sare și de asemenea puțin piper măcinat. Batem cu un tel cât să omogenizăm ouăle, după care peste ele vom adăuga 5 linguri de lapte, 5 linguri de ulei, puțin oregano și de asemenea un vârf de linguriță de boia dulce sau chiar și picantă dacă vă place. Amestecăm foarte bine cât să omogenizăm toate aceste ingrediente, după care vom adăuga 5 linguri cu vârf de făină sau 100 de grame amestecăm bine și ne asigurăm că nu au rămas cocoloașe. Aceasta este textura pe care trebuie să o aibă aluatul la final. În cazul în care nu doriți să folosiți făina albă de grâu, puteți să folosiți de asemenea făină de ovăz sau chiar și făină integrală. Adăugăm această compoziție peste legume, apoi amestecăm cu o spatulă până când se va omogeniza totul. Avem nevoie și de o tavă cu dimensiunile de 30 pe 20 de cm pe care am tapetat-o cu hârtie de copt. Acum nu ne rămâne decât să adăugăm compoziția în tavă și să o întindem foarte bine pe toată suprafața acesteia. O nivelăm foarte bine cu spatula, după care o vom pune la cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius cu căldură de sus și de jos pentru aproximativ 30-35 de minute. Eu după 35 de minute am scos mâncărica noastră de legume de la cuptor, este rumenă la suprafață, acum îi voi adăuga aproximativ 100 de grame de cașcaval ras pe deasupra, după care o voi introduce din nou la cuptor pentru aproximativ 5-7 minute sau până când cașcavalul este foarte bine gratinat. Și după 7 minute am scos tava de la cuptor, totul miroase foarte bine și după cum vedeți, are și un aspect foarte plăcut. Eu am feliat-o și am așezat o bucată pe o farfurie pentru a vă arăta mai îndeaproape și ce aspect are la interior. Trebuie să vă spun că este un deliciu. Neapărat trebuie să o încercați și voi pentru că este foarte gustoasă și după cum ați văzut se pregătește foarte ușor și într-un mod sănătos. Vă aștept să-mi spuneți în comentarii cum vi s-a părut această rețetă, iar dacă o veți pregăti, nu uitați să publicați o poză în rețelele sociale și să mă etichetați în bucătărie cu genii. În acest fel voi putea să apreciez și eu munca voastră. Ei, dragii mei, sper că v-a plăcut această rețetă. Dacă este așa, nu uitați să-i dați un like și să o distribuiți și cu prietenii voștri, pentru că întotdeauna cuiva îi poate fi de ajutor. Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și ne vedem la videoclipul următor. Numai bine tuturor!